Primele blocuri în Slatina datează din anii 60 și au fost construite central pe actualul bulevard Alexandru Ioan Cuza vis-a-vis de sediul Consiliului Județean și Prefectura Olt. La acest moment, niciun bloc din oraș nu este încadrat în grupa clădirilor cu grad seismic ridicat. Mai mult decât atât, autoritățile locale susțin că blocurile nu ar fi putut fi reabilitate termic dacă reprezentau pericol public în caz de cutremur. Potrivit informațiilor oficiale, statisticilor oficiale pe care noi le avem la primărie, nicio clădire de pe raza municipiului Slatina nu ar prezenta risc seismic. Dacă să ne referim numai la blocurile care au fost termoizolate, vă pot spune că acestea nu ar fi putut fi reabilitate prin termoizolare până când nu li s-ar fi făcut o expertiză tehnică care ar fi scos la nivel dacă acestea prezintă sau nu risc seismic. Și cetățenii orașului consideră că majoritatea blocurilor din Slatina ar face față unui cutremur, dar nu de mare intensitate. De asemenea, aceștia consideră că locuințele construite în trecut sunt cu mult mai rezistente decât blocurile noi. Ar rezista blocurile din Slatina la un eventual cutremur? Păi, să fiu sincer, cam 70% da. Depinde de intensitatea de cutremurului, dacă... E un cutremur puternic, blocurile în general sunt expuse. Care au fost construite după niște principii și după niște tehnologii bine stabilite, rezistă. Care nu, de exemplu, în fața spitalului unde stăm noi acelea, sunt din 66 și au trecut atâtea cutremure și nu se simte nimic. Dar sunt pe alte cartiere unde sunt afectate, într-adevăr. Nu toate. Blocurile construite acum în perioada recentă sunt mai rezistente decât cele construite în trecut? Nu. Alea sunt primele blocuri care s-au construit în Slatina și le-a făcute construite cu cărămidă. Și sigur că astea cu cărămidă sunt mult mai rezistente. În așa construite recent, ba mai cade un tavan, ba se mai duce un perete. În cazul unui seism, cele mai predispuse clădiri sunt cele din centrul istoric al orașului. O oarecare temere în acest sens ar putea fi avut asupra clădirilor din zona centrului vechi, însă după cum știm acestea sunt clădiri proprietate privată, iar legislația interzice intervenția autorităților publice locale. Primăria Slatina a notificat proprietarii din zona veche a orașului în ceea ce privește reabilitarea imobilelor. Din cauza costurilor ridicate, doar 6 proprietari care au locuințe în centrul vechi au reușit să efectueze lucrări de consolidare a clădirilor.